așa cum știe toată lumea, cancerul este o boală foarte gravă, poate cea mai gravă boală care poate se întâmpla unui om. Practic, această boală este destul de frecventă și rare ori să descoperim cum a fost la domnul Poida într-un stadiu așa de mic. Primele simptome care poate să apară la un neoplaz laringian este, cum spun pacienții, răgușeala. Următoarele, când sunt în stadii mai mari, pacientul mai poate respira. Și atunci trebuie făcut traheostomă în urgență. Nu se mai poate alimenta, are dificultate la deglutiție. Am luat legătura cu dumneavoastră prin intermediul informațiilor pe care le-am obținut de pe site-ul spitalului. Am văzut medicii care încadrează secția de oncologie și radioterapie. Am dat e-mail pentru programare. Fiind foarte mulțumit și eu în sinea mea, eu sunt ferm convins că sunt vindecat în mare parte, m-am adresat cu o scrisoare de mulțumire prin care am arătat modul deosebit în care își fac datoria medicii din Spitalul Militar Central, personalul medical medic, toți angajații Spitalului Militar Central. Așa cum știe toată lumea, cancerul este o boală foarte gravă, poate cea mai gravă boală care poate se întâmpla unui om. Sunt pensionar militar, sunt din municipiul Constanța, am 70 de ani, comandor de marină în rezervă Poida Nicolae și sper să mă fac bine, să mă vindec de această boală, de acest carcinom la corzile vocale drepte. Am fost internat și la Institutul ORL profesor dr. Dorin Hotăcă, unde am făcut biopsia și acolo sunt foarte dotări moderne, dar în ceea ce privește partea de chirurgie, de operații. Pentru că acolo am vrut să fac radioterapie, am vrut să fac chimioterapie, să fac un RMN, da? Nu au secții de acest profil. Și atunci, fiind ofițer de marină în rezervă, m-am îndreptat atenția studiind site-ul Spitalului Militar Central din București și m-am internat în această unitate spitalicească care, așa cum spunea cineva, reprezintă nava amiral al medicinei militare românești. Prima dată m-am prezentat pe data de 7 mai 2021 la secția de oncologie, la domnul colonel dr. Călin Cezar Ionuț, șeful secției de oncologie, care mi-a făcut bilet de internare, mi-a prescris analize medicale, un computer tomograf la Centrul de Imagistică al Spitalului Militar Central din București și o evaluare cardiologică și ORL, deoarece în 2015 am suferit un infarct miocardic acut. Comisia Oncologică a hotărât să fac 35 de ședințe de radioterapie, având ca medic curant pe domnul doctor, colonel doctor Bălașa Gheorghe. Pe timpul tratamentului am avut perioade când nu puteam să înghit bine, nu puteam să mănânc bine. Cu ajutorul
prescripțiilor date de domnul doctor Balașa Gheorghe și cu ajutorul perfuzilor, am reușit să trec peste perioada grea dintre ședința 15 și ședința 25 și în final am reușit să fac cele 35 de ședințe prescrise. După efectuarea tratamentului de radioterapie, am fost internat din nou în secția de oncologie, urmând un tratament prescris de domnul colonel dr. Călin Cezar Ionuț și după care m-am simțit în condiții foarte bune, chiar pot zice. Vreau să mulțumesc domnilor doctori, personalului medical mediu care s-a ocupat de tratamentul și îngrijirea mea și sunt foarte mulțumit de serviciile medicale oferite de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila din București. Neoplazmul laringian este o boală destul de frecventă, cum am menționat. Practic, pacientul prima dată ajunge la chirurg. În urma consultației chirurgului se ia o biopsie, se ajunge la anatomie patologică, după anatomie patologică se confirmă dacă este cancer sau nu, pentru că nu toate afecțiunile care sunt la nivelul laringelui poate să fie carcinom. Poate să fie și tumori benigne. Și în urma rezultatului anatomiei patologice se iau o decizie terapeutică împreună cu oncologul și cu radioterapeutul. Sunt cazuri excepționale, cum este domnul Poida în cazul de față, care nu a necesitat traheostomă, deoarece tumora a fost foarte mică. Dumnealui să menționăm că nu a fost diagnosticat în Spitalul Militar Central, a fost inițial diagnosticat la Institutul de Fonoaudiologie Hociota, cu rezultatul bioptii respectiv. S-a prezentat, cum a spus dumnealui, în secția radioterapie și la secția de oncologie și s-a luat decizia terapeutică împreună cu oncolog. Practic, această boală este destul de frecventă și rare ori să descoperim cum a fost la domnul Poida într-un stadiu așa de mic. De obicei, pacienții vin din teritorii cu stadii foarte avansate care necesită traheostomă pentru că pacientul nu poate respira. Asta tot orelistul o efectuează. De asemenea, în stadii foarte mari, pacienții nu se pot alimenta și atunci trebuie să se facă o gastrostomă ca să poată să fie alimentat parenteral. Ori aceste decizii se iau împreună cu orelistul, radioterapeutul, oncologul și eventual și chirurgia generală, pentru că gastrostoma este adaptată de un chirurg de chirurgie generală. Primele simptome care poate să apară la un neoplaz laringian este, cum spun pacienții, răgușeala. Următoarele, când sunt în stadii mai mari, pacientul nu mai poate respira. Și atunci trebuie făcut traheostomă în urgență. Nu se mai poate alimenta, are dificultate la deglutiție. Mai sunt și alte simptome, dar astea sunt cele mai frecvente. Trebuie să fim atenți la orice schimbare în statusul de zi cu zi al pacientului. Deci una, răgușeala, cum v-am spus, dificultăți la deglutiție, o adenopatie care poate să apară, poate să alarmeze pacienții respectivi, că de multe ori, fără nicio simptomatologie, apare o mică adenopatie laterocervicală și atunci pacientul ar trebui să se îngrijoreze și atunci trebuie mers la medic, vorbim la medicul de familie, medicul specialist și urmând după aceea, după un diagnostic foarte clar, confirmare histopatologică, să se ia decizia corespunzătoare. În ceea ce privește serviciile medicale oferite de secția de radioterapie și secția de oncologie din cadrul Centrului Boli Oncologice al Spitalului Militar Central din București, fiind foarte mulțumit și eu în sinea mea, eu sunt ferm convins că sunt vindecat în mare parte, m-am adresat cu o scrisoare de mulțumire nu numai doamnei
general Florentina Radu Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central Carol Davila din București, și m-am adresat și domnului ministru al Apărării Naționale, secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale, șefului Direcției Medicale Armatei, domnului președinte Claus Iohannis și domnului prim-ministru, prin care am arătat modul deosebit în care își fac datoria medicii din Spitalul Militar Central, personalul medical mediu, toți angajații Spitalului Militar Central. Aceasta a fost modul meu de recunoștință față de tratamentul de care am beneficiat și față de munca acestor oameni care de multe ori sunt niște eroi, muncesc zi și noapte pentru ca pacienții, atât cât se poate, să fie vindecați.